Ca în fiecare an, înaintea marilor prasnice creștine, membrii Sindicatului Liber al Pensionarilor Sălaș vor primi un mic dar pentru sărbătorile de iarnă, un pachet cu alimente de bază. Au muncit 10 de ani, dar statul le oferă acum pensii din care cu greu se pot întreține. Vorbim despre sute de vârstnici care abia reușesc să-și plătească facturile și să-și cumpere medicamentele. Mâncarea rămâne întotdeauna pe ultimul loc. Astfel, vârstnicii cu venituri sub 600 de lei și cu probleme deosebite, financiare și de sănătate, vor primi ajutoare în pachete cu produse alimentare în valoare de 42,3 lei pentru fiecare pensionar. Pachetele vor fi acordate pe baza cererii pensionarilor din orașele sălăjene, după cum afirmă Ilie Gorgan, președintele Sindicatului Liber al Pensionarilor Sălaj. O preocupare foarte importantă a conducerii Sindicatului Sălaj este aceea privind acordarea de ajutoare în bani și în pachete cu produse alimentare pentru pensionare din municipiul Zalău și orașele Șimleu Silvani, Ceu Silvani și Jibou. Până în prezent, am primit asigurări privind sponsorizarea acestei activități în sumă de 16.720 de lei de la primăriile municipiului Zalău și orașele Șimleu Silvani, Ceu Silvani și Jibou, unde m-am deplasat și am avut întâlnire cu primarii, cu președinții din orașele respective și sper să mai obțin ceva sponsorizări, că am trimis un demers și la Consiliul Județean Sălaj și încă n-am primit răspunsul. De asemenea, am făcut demersuri și la câteva societăți civile, private. S-ar putea să avem o sumă importantă de bani, să putem plăti pachetele pentru un număr cât mai mare de pensionari. Valoarea unui pachet va fi 42,3 lei și va conține următoarele produse alimentare plus ambalajul, pungile. Un kilogram făină albă de grâu, 1 kg făină de mălai, 1 kg de orez, 1,5 kg de gris, 1 kg de zahăr, 1 litru de ulei, o conservă, adică o pungă pastă făinoasă, o bucată conservă carne de porc, 1 litru de suc, 1 bucată ciocolată. Facem precizare că acordarea acestor ajutoare se va face pe baza cererilor pensionarilor care vor fi făcute anchete de către pensionarii membrii birourilor ai sindicatului și ai filialelor respective. Și se vor da la cei care au pensie sub 600 de lei și care au o situație foarte grea din punct de vedere al sănătății și a vieții de zi cu zi. Dăm numai la orașe, pentru că cei de la sate, de la comune, de bine de rău, mai au ceva prin gospodăria lor și nu sunt ca și aceia care stau în apartamente și nu au absolut nimic altceva.